Bună ziua, dragii mei prieteni! Așa cum v-am promis ieri, vom continua mini-cursul nostru de confecționat bijuterii, în special cu perle. Așa cum am spus și ieri, cu o investiție minimă, numai și numai de 25 de lei, asta însemnând o jumătate de kilogram de perle, și un fir de nylon elastic, care, așa cum vedeți, costă numai 3 lei, 0,6 mm grosimea, dar sunt și de 1 mm și de 2, dar de regulă pentru bijuterii ne trebuie un fir subțire, fie elastic ca acesta, fie rigid, cum este firul de nylon de la undița de pescuit. Așa că dacă aveți un pescar în familie, puteți să împrumutați fir de la ei și vom confecționa bijuterii. Ieri am confecționat colierul simplu de bijuterii și cu brățara simplă. Astăzi vom confecționa acest colier și cu această brățară, care, deși pare complicat, veți vedea, se face foarte, foarte ușor. Pare greu, dar credeți-mă, se face foarte, foarte ușor. Față de colierul simplu, veți avea nevoie de o cantitate de perle mai mari, mai multe. Asta înseamnă că va trebui să vă măsurați circumferința gâtului și în funcție de centimetri pe care aveți, tăiați de 3 ori lungimea firului. La fel veți proceda și pentru brățară. La brățara simplă foloseam 30 de centimetri. Aici, datorită faptului că vom lucra în zigzag, avem nevoie de 3 ori mai mult fir. Deci 90 de centimetri și, așa cum v-am spus, deși pare greu, o să vedeți cât este de ușor. Deci, avem firul și, cum am spus, puteți să-l puneți pe ac sau puteți să lucrați cu el direct pe perlă, adică pur și simplu îl introduceți în orificiu. Scoateți. Acest colier se realizează foarte simplu, o să vedeți. Prima dată ne trebuie 3 perle. Acesta este începutul, 3 perle. Avem 3 perle pe care le lăsăm la mijlocul firului. Luăm firele stânga și dreapta și a patra perlă introduceți firul din partea dreaptă înspre partea stângă, așa, dați drumul firului, iar firul din partea stângă îl introduceți din stânga înspre dreapta. Dacă nu puteți cu mâna, puteți foarte bine să folosiți un ac de cusut. Vedeți? A ieșit firul stânga și dreapta. Uitați firele libere. Și acum, pur și simplu, trageți. Și ia uitați-vă ce frumos s-a format primul model de floricică. Și o să repet de 2-3 ori ca să vedeți cât de ușor și de simplu se realizează. Deci am făcut primul. Acum vom lucra numai cu 3 perle. Vom introduce o perlă pe dreapta. Dăm drumul la fir,
Asta eu fac acum demonstrativ, îi dau drumul la fir, de obicei nu îi dau drumul, dar ca să vedeți cât de ușor se face. Același lucru îl facem pe firul din stânga, îi dăm drumul, vedeți? Avem două perle, una stânga, una dreapta și perla a treia. Luăm firul din dreapta și îl introducem înspre stânga. Mie îmi obturează puțin vederea telefonul și lucrez mai greu, dar de regulă lucrez foarte repede. Deci luăm firul din dreapta, îl introducem în stânga, îi dați drumul și firul din stânga îl introduceți înspre dreapta. Acesta este un fir elastic, e un fir mai moale, dar dacă e un fir mai tare, o să meargă mult mai repede. Și v-am spus, dacă nu puteți așa, folosiți un ac. Cum ați văzut, am să pun firul jos. Firele au intrat prin perla a treia. Tragem și s-a format a doua floricică. Încă o dată și vom trece la definitivarea unor piese pe care eu deja le-am lucrat ieri, ca să meargă mult mai repede. Deci, prima perlă, introducem firul și o lăsăm pe dreapta, liberă. Celălalt, în partea stângă. Cum v-am spus, eu le las, dau drumul la fire ca să vedeți dumneavoastră cum se face, dar eu de obicei le țin în mână capetele și lucrez mult mai repede. Vedeți, am perla pe stânga, am perla pe dreapta. Acestea le vom apropia de perla din mijloc. Și acum, perla a treia. Vom introduce firul din dreapta înspre stânga. Așa, dăm drumul la fir și din partea stângă înspre dreapta vom forma acel X cum vi l-am arătat. Stânga-dreapta, trageți și ați format foarte ușor floricica. Acum să presupunem că ați terminat, de exemplu, de lucrat piesele pentru brățară. Deci, sunt piesele pentru o brățară. Cum închidem? Pentru că capetele sunt proeminente. Simplu. Această perlă de aici va dispărea și exact cum am lucrat înainte, vedeți, rămâne spațiul liber, capetele le vom introduce din dreapta în stânga, din stânga în dreapta și cu asta putem să legăm și să fixăm brățara. Deci, introducem firul din dreapta înspre stânga și îl las liber și același lucru îl fac cum am făcut și în cealaltă parte. Firul din stânga îl introduc înspre dreapta. Și cu asta tragem firele
legăm și brățara noastră este gata. Ați văzut? Uitați-vă cât de frumos a intrat perfect în spațiul liber în care este. Acum nu avem de făcut altceva decât tragem firul prin 2-3 perle și înodăm. Tragem cu croșeta firul prin 2-3 perle și după ce ajungem înapoi în locul de legătură, legăm și vom fi siguri că brățara noastră este perfect fixată, fără riscul de a se rupe și fără a se suprapune firele. Deci înodăm și suntem gata. Surplusul tăiem. Tăiem surplusul de fir și brățara noastră este gata. Brățara pe care am executat-o acum cu dumneavoastră, brățara pe care am executat-o ieri pentru clipul